Ionescu, dezamăgit? Nu, dezamăgit deloc, pentru că am făcut o prima repriză, din punctul meu de vedere, zic, foarte bună la cum s-a putut așa. Pe finalul primei reprize, în ultimul minut și jumătate, am luat 3 goluri de greșeli individuale. Pe totalul jocului sunt mulțumit, foarte mult de atitudinea echipei, deși ne trebuia mai mult curaj. Nu spunea cum trebuie de la da, asta a fost un obiectiv. Acum noi am îndrăzit un pic și să răspunde jocuri foarte mai bune, mai bune și în deplasare la Târgu Jiu, totuși mai modest. Da? Încercat să ne ține cât mai mult. Eu zic că obiectivul a fost realizat. Puteam îndrăzni mai mult. N-am avut curaj. Superioare cu Valinia. Superioare și ca experiență și ca atitudine și din Liga Națională. Noi suntem încă la nivelul pionieratului, cum se zice. Încercăm să formăm o echipă competitivă. V-ați contrat la un moment dat verbal cu domnul antrenor al Dunății de Leva de Sfântul? A fost un care din mine. Mai sunt mici discuții. Nu. Da, nu a fost. Are de mai echipă să promoveze Liga Națională? Da. E de clar cea mai valoroasă echipă la ora actuală. Cred că ești pe ambele serii. Echipa din Sebeș a jucat foarte mult pe atacuri poziționale. Dumneavoastră l-ați luat acest lucru sau a blocat Deva foarte bine? Nu am vrut. Noi am vrut să repunem rapid mingea. Am și încercat, dar și echipa din Deva are experiență foarte mare și totuși am fost emotiv. Deci am fost mult mai emotiv, pentru că le-am cerut să insiste mai mult pe baza a doua, dar așa a fost contra-atacul, n-a funcționat deloc.